fost învinuit și condamnat că am ucis un polițist, un colaborator organului de drept. Și așa s-a primit că era anul 2005, era domnul Voronin la putere și, desigur, el își apăra. Își apăra proprii, adică născuți lui. Și nu sunt eu vinovat, adică noi suntem doi complici și nu, așa s-a primit că ne-au condamnat pe amândoi pe viață, nici nu s-au lămurit cine și cum s-a întâmplat cazul. Adică asta de nu conta mult, deoarece a fost dat ordon ca să fim condamnați cât mai dur. Și ea că am nimerit aici. A fost violat în direct sens acestui cuvânt, în mod pervers. A fost deținut 90 de zile în inspectorat și se bătea în joc cum au vrut. Deoarece colaboratorul acesta care a decedat, adică prin inacțiunile mele sau acțiunile mele, era de acolo. Adică nu era colaborator simplu. Da, s-au răzbunat cum au vrut și în tortură a participat un procuror. El ducea ancheta preliminară, îi spune Corneliu Brătunov. El este în prezent șeful secției cazuri excepționale de grave și criminalității organizate în Procuratura Generală. Și desigur, Procuratura face tot posibilul ca să stupe crimele comisiei de organele de drept, de procurorul care exercita urmărirea penală, cum și atunci, și chiar și amu CEDU a dat dreptate pe caz că a fost aplicată tortură și Procuratura nu prea dorește să examineze cazul. Justiția renaște, cum a spus domnul Cibotari, într-un caz că justiția Moldova renaște. Ia că vedem. Doar hotărârile CEDO sunt obligatorii pentru procurori, organele de drept și judecători. Așa spune în Constituție. Vom vedea. Toate tratatele internaționale sunt obligatorii. Și vom vedea. Părinții sunt pensionari, amândoi, sunt în vârstă de am peste 60, peste 70 de ani, sunt în viață, mă susțin cum pot, adică tot cazul câștigat la CEDO este potrivit numai lor, deoarece ei, de la bun început, când am fost arestat și se petreceau toate chestiile astea cu mine, la poliție, ei au început să acționeze activ, adică au început să scrie plângeri la procuratură, să se plângă, că n-au întrevederi cu mine, că m-au văzut maltratat, că nu se permit colete, că procesul merge fără avocat, nu se permite avocatul. Și adică, potrivit acestor plângeri, Curtea Europeană ne-a susținut și a condamnat Moldova de acest caz. Sunt condamnat pentru ceea ce am făcut eu. Dar nimeni nu are dreptul pe mine să mă maltrateze, să bată joc de mine și așa mai departe. Și socot că procesul în cazul meu nu a fost echitabil. Nu sunt nici probe, nici dovezi, absolut nimic. E ca o simplă întrebare eu am dat la procuror, partea învinuirii. Din ce armă de foc sau altă armă, prin ce metode eu am ucis un om, adică colaborator de poliție, și până acum nu mi-a dat răspuns. Și până acum ei n-au răspuns la asta, deoarece nu sunt probe, nici expertiză, nimic absolut. Arma mea care eu am deținut-o, da, eu recunosc că am avut armă de foc. Ea nu a fost implicată în omorul omului, adică polițistul acesta era locotenent colonel de poliție. Armele noi le-am furat din tirul Ministerului de Apărării. Adică noi ne antrenam la
quartierul Ministerul Apărării și acolo noi am sus tras armele este. Eram tineri, eu am avut 20 de ani. Complicele meu erau puțin mai în vârstă, 22 de ani. Cred că nu avem minți noi atunci și... Adică am avut noi un scop ca să jefuim niște oameni. Dacă să fiu sincer, vă spun cum este. Da, noi am sustras armele ca să jefuim niște oameni. Până la urmă noi n-am dus planul nostru, adică noi ne-am refuzat de săvârșirea infracțiunii care a fost planificată. Și crima, adică cu care s-a întâmplat, pe care sunt condamnat, s-a petrecut întâmplător. Adică ea nu a fost planificată, cu premeditare, bine gândită de la bun început. Adică polițiștii mergeau pe urma noastră, că noi am jefuit arme. Și noi ne-am întâlnit întâmplător. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar crima care noi am pus-o în gând, adică s-o face, noi n-am dus-o până la urmă și am fost achitați de Curtea Supremă de Justiție, că noi binevol am refuzat. Adică noi am avut arme, am avut intenție, era tot planificat și când era cazul că noi să atacăm oamenii ăștia, că noi planificam un atac armat, noi ne-am refuzat la crima. Ar fi bine ca lumea liberă, adică din exterior, să știe adevărul despre noi. Că nu suntem noi aici cum se închipuie ei. Că majoritatea oamenilor, ei chiar e frică de noi. E frică că noi suntem acolo ucigași, cu sânge rece, că noi doar singuri vedeți că noi suntem pur și simplu oameni care am greșit și majoritatea din noi am greșit că am fost foarte tineri, foarte tineri. Până la 20 de ani, chiar la 18 ani, 21, îmi pare bine că acum Ministerul Justiției, autorul, are un proiect, autorul acestui proiect indică, vreau să introducă un articol care o să se numească Tineret, adică persoanele care au săvârșit crimă până la 21 de ani, nu pot fi aplicată pedeapsă cum ar fi pentru maturi. Și eu asta e foarte minunat și se bazează pe neurolog american care spune că mintea omului se maturizează la bărbatul, la femeile 24-25 de ani. Adică eu o lămuresc asta, chestia. Și asta e foarte minunat, deoarece într-adevăr noi nu ne dădeam seama ce facem. Între noi este o înțelegere că la întrevedere noi nu avem voie să ne sfăbim. Adică să ne certăm ce n-ar fi. Întrevedere pentru condamnați este sfântă. Și este, așa este vorbit, că acolo noi nu ne certăm ce n-ar fi. După întrevedere poți face să vă înțelegeți, adică acolo să vă lămuriți cine e drept, cine nu e drept. Dar la întrevedere nu. Dacă asta tot este. Familia, mama, întrevedere sunt lucruri sfinte. Ca pentru om credincios este icoană sau biserică, pentru asta sunt lucruri sfinte. Lăjoc pe Horatio este cel mai bun prieten al lui Hamlet, prința Danimarcei. Sunt foarte devotat și fidel prințului în tot și în toate cele. Mai mult spus, eu îl urmăresc ca o umbră pe prinț și îmi demonstrez devotamentul meu chiar și prin faptul că prințul la urmă moare, că este rănit mortal cu o spadă otrăvită, eu sunt gata să beau și din cupa cu o travă, adică nu văd viață sau rost în viață fără el. Și el îmi poruncește mie că eu să trăiesc și să-i povestesc povestea lui și cazul lui pentru cei ce nu-l cunosc. Adică am un rol pozitiv, așa s-o pot. Vreau să-i transmit oamenilor ca ei să nu aprecieze oamenii doar condamnații pe viață, adică care suntem noi doar prin mass media sau prin faptele care noi le-am comis sau prin alte metode. Este necesar ca oamenii să înțeleagă ce ne-au pus pe noi aici, în ce țară noi trăim, cum este justiția la noi în țară, ce se întâmplă la noi. Deoarece majoritatea nu știu
din oameni și sper ca să ne vizionați tot și să vedeți că noi toți suntem oameni, noi nu mușcăm, da, noi nu mușcăm pe nimeni și suntem cum suntem. O să ne vedeți, adică să avem posibilitatea ca să vă arătăm tuturor cine suntem noi într-adevăr și că noi ne putem schimba, chiar și dacă am comis crimă. Doar nu este corect când omul, când este arestat, este învinuit și este apreciat ca deosebit de periculos. Adică în cazul nostru, peste un anumit timp, nu este corect când omul acesta să fie tot așa recunoscut. Este hotărârea Curții Europene că peste un anumit timp, adică 15-20 de ani, poate mai mult chiar, omul poate să se schimbe și să se schimbe absolut complet, nu cum era înainte.